toate trenurile de călători au fost oprite în stații spre nemulțumirea oamenilor care spun că nu au fost anunțați despre această acțiune. În această dimineață, timp de 2 ore, trenurile din toată țara au fost oprite și asta din cauza unui protest organizat de angajații CFR. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile în care lucrează, dar și de salariile mult prea mici. Călătorii nu au fost de acord cu protestul angajaților CFR. Aceștia spun că sunt oameni mai prost plătiți, dar care nu protestează. Cum vi se pare protestul lor? Sunt îndreptățiți să protesteze? Fără rost, nu știu dacă au rost. Și așa, noi mai mult circulăm cu autobuzele, dar, mă rog, câteodată depinde și de tren. Mai depinde de ce oră ai program. Alții sunt care nu câștigă cât ei, câștigă numai salariul minim pe economie și nu se mai vaită cum se vaită ei. Cu toate că toată lumea a început să fugă acum de CFR, fiindcă au scumpit biletele și au... Și condițiile din trenuri? Foarte proaste. Vă spun sincer că eu circul mereu, Deva Brașov. Și acum acest tren pe care l așteptați, din câte am înțeles, are întârziere? Mai are încă la 12 și un sfert, eu la 6 fix trebuie să fiu în Brașov. Nu mai ajung. Alte trenuri nu sunt. Toate s-au anulate. Las o groază de lume, pângări. Ajunge fără legături, fără destinații. Potrivit sindicaliștilor, protestul a fost inițiat după ce negocierile cu Ministerul Transporturilor privind semnarea unui nou contract colectiv de muncă au eșuat. Negocierile cu ministrul au fost reluate astăzi, dar dacă nu se ajunge la un consens, angajații CFR amenință cu greva generală.